Aș vrea să citim Evrei, capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici nu ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. După poruncile primite de, la, de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul, ia seama, i s-a zis... Să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este, el e mai bun. Căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Într-adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zice, zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul. Că și toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel din tine este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Amin. Amin. Subiectul cărții este supremația lui Hristos. Uh, facem o recapitulare. Scopul cărții este să producă perseverență în uh, audiență. Situația era una de grea persecuție în viața acestor oameni, nu doar pentru că erau creștini, ci și pentru că erau evrei și aveau uh, de suferit din partea necredincioșilor, dar și din partea uh, neamurilor lor uh, evreiești, iudei. Iar strategia folosită de autorul cărții este să vorbească despre Hristos ca fiind superior tuturor elementelor din sistemul evreiesc, iudaic, preoțesc. Și dacă Hristos este superior și este împlinirea tuturor acestor lucruri, n-are niciun sens, n-are niciun rost să te întorci la ceva mai mic decât Hristos. Da? Era chiar cu neputința, autorul chiar arată în capitolul 10 când ajunge la climaxul demonstrației sale că a încercat să te întorci înapoi, te lasă lipsit de orice de orice oportunitate de a fi mântuit, da? În această seară, ne vom uita tot la preoția la Domnul Isus Hristos ca mare preot. Am văzut în capitolul 5 despre am văzut superioritatea persoanei lui Hristos, capitolul 7, superioritatea preoției Domnului Isus Hristos, iar în capitolul 8 avem prezentată superioritatea slujbei Domnului Isus Hristos. Da? Persoana Domnului Isus Hristos, preoția lui și aici ni se vorbește despre slujba Domnului Isus Hristos. Autorul foarte interesant când vorbește despre slujba Domnului Isus Hristos începe cu confirmarea slujbei sale, cu terminarea slujbei, cu ceea ce a fost din partea lui Dumnezeu, cu ceea ce sau felul în care Dumnezeu a răspuns slujbe pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o. Dar uitați cum introduce el subiectul acestei slujbe a Domnului Isus versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este. Da? Cel mai înalt lucru, cel mai important lucru pe care vreau să vi-l spun despre Isus ca mare preot, este ce? Este că la timpul prezent, acum, da? lucrarea ispășitoare, răscumpărătoare, mântuitoare a Domnului Isus era încheiată deja. Isus murise, înviase, se înălțase, stătea deja de ceva vreme la dreapta Tatălui, el deci spune, la timpul prezent avem un mare preot. Asta este vestea, cea bună. Asta e cel mai însemnat lucru, că avem un mare preot. Dar dacă te-ai oprit aici, asta nu era nicio diferență între tine ca și creștin și un evreu. Că și el avea un mare preot. Și spunea, da, mersi, avem și noi un mare preot și știi ce? Nu muri pe o cruce. Și nici nu-și bate toată lumea joc de el. Da? Noi avem nici mare preoți care fac niște ritualuri chiar destul de interesante, poruncite de lege, poruncite de Dumnezeu și începea să spună toată istoria, cum au primit ei legea și ritualurile lor de mii de ani și așa mai departe. Dar ia auziți, punctul cel mai însemnat este că avem un mare preot și aici este diferența. Și începe să vorbească într-un fel despre scaunul marelui preot. Da? Care s-a așezat? Vreau să proiectăm în mintea noastră puțin cortul întâlnirii în capitolul 9 încep să ne prezinte pe larg cortul întâlnirii, dar îl proiectăm. Cortul întâlnirii avea două compartimente, da? O să repetăm lucrurile astea până le învățăm, pentru că cortul întâlnirii este o reprezentare a Domnului Isus Hristos și a mântuirii sale. Avea două compartimente. Locul Sfânt era primul compartiment în care erau trei elemente. Sfeșnicul, care arată lumina pe care o avem spiritual, acolo era întuneric beznic, dacă nu era sfeșnicul. Și trebuia să ardă continuu. Pe cealaltă parte era altarul tămâierii, care simbolizează închinarea, și tot acolo era masa cu punerea pâinilor dinainte, da? Care arată hrana. Bun. Era acea perdea despărțitoare pe care ne-o uh, autorul cărții evrei ca fiind trupul Domnului Isus Hristos, care s-a frânt. Da? Și dincolo de perdea era un singur element, chivotul. Pe chivot era capacul ispășirii sau scaunul îndurării. Așa, asta este traducerea literară, scaunul îndurării. Da? Pe scaunul îndărării erau doi heruvim care priveau Acum când marele preot intra o singură dată pe an Era îmbrăcat, avea el uh, uh, o îmbrăcăminte foarte interesantă pe care o să o studiem cândva Dar pe marginea îmbrăcăminții sale jos erau prinși niște clopoței Și Scriptura menționează că trebuiau să prindă clopoții acestea ca să nu moară înaintea Domnului Adică el trebuia să facă sunet înainte să intre acolo da? Intră un ticălos acolo, un păcătos, care a adus jervă pentru el, dar era tot un ticălos. Da? Și dacă nu se făcea sunetul, Dumnezeu îl omora. Îl omora în, în Sfânta Sfintelor. Dumnezeu știe dacă mai... Nu încerca niciunul să schimbe chestiunea asta. Toți au intrat cum le-a spus Dumnezeu, da? Niciunul nu a vrut să... Bă, dar dacă intru fără clopoței sau dacă intru fără tunică sau dacă intru fără tăblița aia care scrie Sfințenie Domnului, ce... E, oare e important sau o am aia, Sfințenie Domnului? Niciunul nu încerca nicio variantă, dar principiul regulativ era, era păstrat în totalitate acolo. Dar marele preot intra, stropea pe scaunul îndurerii și nu se mai uita pe acolo. Mă, s-a depus praful pe aici. Ce mai e pe aici? Bă, interesant, mă. Hm, eu sunt obișnuit cu partea de mai înainte, dar cu locul ăsta nu spre prea obișnuit. Să stea puțin acolo și că. fuuu, ăștia să afară, să roagă sau așteaptă, stau alea că să mă odihnesc. Că după am de tăiat iară viței pentru ăștia și să stea preotul să odihnească alea când Sfânta Sfintelor. Nu, preotul intra, stropea și ieșea afară. Și perdea, se închidea înapoi. Și lucrul ăsta, am spus aspectul ăsta și repet pentru că este foarte important, transmitea evreului că locul în prezența lui Dumnezeu nu este liber pentru oameni. Nu este. Ispășirea, acoperirea păcatului se făcea. Dar intrarea în comuniune nemijlocită cu Dumnezeu nu exista. Aceasta este o diferență foarte mare pe care a adus-o persoana Domnului Iisus Hristos. Uitați ce spune despre Domnul Iisus Hristos. Avem un mare preot care s-a așezat. Niciun mare preot nu făcea lucrul acesta. Dar Domnul Iisus Hristos s-a așezat ca un semn, ca o confirmare a împlinirii lucrării mântuirii, ca o confirmare a faptului că mântuirea și lucrarea făcută de Domnul Isus Hristos este înfăptuită. Când Isus Hristos stă pe cruce, da? Vreau să preluăm mai multe texte din Sfânta Scriptură. Știți că Domnul Isus face la un moment dat uh, un joc de cuvinte cu evreii și spune stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica înapoi. Și evreii privesc sau aud lucrul ăsta ca pe o blasfemie. Cum să... E imposibil din punct de vedere omenesc. Cine te crezi tu, da? Noi am construit Templul ăsta în 40. Cum adică să-l faci în 3 zile? Și Ioan face un comentariu. El se referea la... La templul trupului său. Adică trupul Domnului Isus Hristos era Templul lui Dumnezeu. În ce sens era Templul lui Dumnezeu? Lucrul acesta îl înțelegem când ne gândim la persoana Domnului Isus Hristos, că el era, avea natură divină și avea natură umană. Dumnezeu, Domnul Isus Hristos era Dumnezeu. Da? Era Dumnezeu. Și Ioan menționează la un moment dat, face un comentariu foarte interesant în Ioan capitolul 3, unde spune așa. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorit din cer. Cine s-a pogorit din cer? Isus. Adică fiul omului care este în cer și vorbește despre... Deci el s-a pogorât din cer, s-a ridicat la cel, este în cer. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos, ca Dumnezeu, a fost în cer totdeauna, el era pretutine, că era Dumnezeu în același timp, da? Trupul Domnului Iisus Hristos a fost templul în care Domnul Iisus Hristos a adus jefa de ispășire. El a fost marele preot, el era templu, el era Dumnezeu, el era jefa, el era perdeaua din lăuntru care s-a rupt, adică trupul lui când a fost străpuns, el era totul. El era tot ce era simbolizat acolo la cort. El era absolut totul, da? Și Domnul Isus Hristos, când spune că s-a așezat la dreapta scaunului, bineînțeles, vorbește despre înălțarea Domnului Isus Hristos la ceruri și confirmarea mântuirii. Dacă mântuirea, lucrarea înspășitoare a Domnului Isus Hristos avea cea mai mică deficiență, ar fi fost pulberat din prezența lui Dumnezeu. Dar lucrul ăsta nu a fost posibil. Lucrarea lui a fost. El era sfânt, lucrarea lui a fost perfectă și a fost acceptată de Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu l-a pus la dreapta lui. Dreapta lui Dumnezeu înseamnă locul de autoritate, de domnie, da? de suveranitate, de stăpânire. De asta numește scaunul de domnie. Da? Scaunul de domnie, la dreapta scaunul de domnie al, al măririi în cerul. Vreau să observați doar trei aspecte despre scaunul acesta unde este Domnul Isus Hristos la dreapta lui. Suveranitatea, spune la dreapta scaunului de domnie. Locul în care mântuitorul, nu trebuie să-L privim pe Domnul Iisus Hristos doar ca mântuitor, trebuie să înțelegem pe Domnul Iisus Hristos ca și autoritate supremă. Spune că L-a pus la dreapta Tatălui și așteaptă ca toți vrășmașii să fie făcuți așternu picioarelor sale. Da, Domnul Iisus Hristos nu este acum în poziția aceea de mântuitor care își duce crucea și astăzi bate la ușa inimii tale și se roagă ca tu să, să ca tu să-L primești în, în inimioara ta și în mieți la inimii tale. Nu! Nu este așa! El este la, scaunul, la dreapta scaunului de domnie. Este într-o poziție de autoritate supremă. Aceeași autoritate pe care Dumnezeu, creatorul Universului, o are, aceeași autoritate o are și Domnul Iisus Hristos. Da? Acesta este mântuitorul nostru, marele nostru preot. Total diferit de mare aceia preoți, care erau incapabili să producă un dram de sfințenie în cei care veneau acolo. Incapabil, incapabil. Apoi uitați slava care ni se arată la scaunul acesta. Spune la dreapta scaunului de domnie al măririi sau al slavei sau al strălucirii lui Dumnezeu. În acea slavă de nepătruns al lui Dumnezeu se află Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu Tatăl nu împarte slava cu nimeni. Și totuși Domnul Isus Hristos este singurul care stă la dreapta scaunului al măririi. Da? Pentru că El este acela care a fost, știți că Domnul Iisus Hristos se roagă ca să primească din nou slava pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii. Ce ființă de pe pământ ar putea să facă o asemenea rugăciune? Asta ar fi blasfemie. El nu era un oricare mare preot. Era un mare preot suveran, era un mare preot slăvit și lucrarea mântuirii sale ni se arată că este o lucrare spirituală prin faptul că spune că el s-a dus în ceruri, da? Spre deosebire de mari preoți care făceau slujba pe pământ. Acolo e necesară împăcarea. Nu acolo jos. A fost doar o umbră, da? Ăsta este scaunul despre care despre care se vorbește. Acum vreau să înțelegeți puțin ceva despre uh, doctrina adventistă. Despre doctrina adventistă. Capitolul 9 este un pasaj pe care se bazează, capitolul 8 și capitolul 9, un pasaj pe care, niște pasaje care sunt preluate de adventiști și pe care s-a construit doctrina adventistă care spune în felul următor. Pe scurt, Domnul Iisus Hristos la crucea de la Golgota a făcut lucrarea ispășitoare. Completă. Dar, E atât de completă încât Domnul Iisus Hristos, după ce a făcut lucrarea asta completă, s-a dus în cer unde este la propriu un cort, ca cel de pe pământ, da? și Domnul Iisus Hristos a stat până la anul 1844, dacă nu mă înșel, în locul sânt, în prima parte din cort. La anul 1844, când a fost inventat adventismul, da? Domnul Iisus Hristos a trecut din locul sfânt, a deschis ușa la locul prea Sfânt și a intrat în a doua parte, în locul da? în a, doua parte a cortului. Asta este ultima fază, spune Deci faza ispășitoare în doctrina adventistă are trei părți. Ei spun că nu are trei părți. Dacă când ți-o explică, ți arată că are trei părți. A făcut-o la cruce, a intrat în prima parte, a stat acolo 1800 de ani, după 1800 de ani a trecut în partea a doua și s-a blocat partea a întâi, nu mai există acces, și în partea a doua a cortului, adică Domnul Isus stă acum acolo și ce face Domnul Isus Hristos? Spune, uh, doctrina adventistă spune că face o, o lucrare de judecată sau de evaluare. Adică Domnul Iisus evaluează pe toți credincioșii de la moartea sa până acum dacă sunt vrednici de mântuirea care li s-a dat. Acum toți care au murit până la vremea asta adventiștii spun că sunt într-un somn al sufletului. Au intrat în netimp. Ei nu mai există. Ei nu mai există. Și în perioada asta Domnul Isus stă și evaluează. Vă dați seama cât timp are nevoie Hristos ca să evalueze. Dacă mai stăm încă vreo 2000 de ani pe pământ și încă-i har Domnul încă evaluează. Deci el, Dumnezeu, care are tot cunoștință, el stă, are nevoie de foarte mult timp până răsfoiește cărțile alea, iertați-mi ironia, ca să evalueze, să vadă dacă suntem vrednici de mântuirea. Deci el evaluează pe credincioși. Dacă ei nu sunt credincioși, din somnul la sufletului veac, în neexistență, la ei se potrivește, a trecut în neființă, s-o termina cu tine. Nu ești vrednic, nu vei avea parte de prima înviere, că la prima înviere viață doar credincioșii. Acum, uitați ce spune Scriptura. Uitați ce spune Scriptura. Unde s-a dus Domnul Iisus Hristos? Vorbește la timpul trecut, ascultați. Avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Nu s-a așezat 1800 de ani în locul sfânt, după 1800 de ani a deschis ușa și a intrat în locul prea sfânt, nu există niciun fel de ușă, este o perdea care a fost ruptă când a murit Domnul Iisus Hristos. Nici nu mai există perdea aia acolo, da? Este un singur spațiu acum, un singur, o singură locație, da? El spune în Scriptură că e la dreapta măririi. Nu spune că își continuă lucrarea ispășirii. Pentru ce a strigat Iisus la cruce? S-a isprăvit. A, ah, stați, mă refer că chiar s-a isprăvit. Vedeți voi, chiar dacă sunteți mântuiți, vă fac o evaluare, azi vedeți, vedem dacă suntem vrednici de mântuirea voastră. Asta este un fel doctrina ortodoxă a balanței. Doctrina populară a ortodoxă a balanței. Că și doctrina ortodoxă e varianta populară și varianta doctrinară. A, dar noi nu credem asta. Nu, dar asta crede tot poporul. Asta cred Om, voi da ce o fi atunci. Dumnezeu, faptele rele, fapte bune și nu le pot scoate din cap chestiunea asta. Doctrina adventistă a reluat, a reînviat teologia asta populară eretică. Că vei, vei, ești mântuit. Ei spun, nu spun că nu ești mântuit. Ortodoxi și spun, vei fi mântuit atunci, Dumnezeu te pune la balanță. Adventistii spun, nu, ești mântuit, îndreptățit numai prin credință, dar tot ajungi cumva la evaluare. Te evaluează Hristos și dacă nu, ești, nu treci testul, n-ai parte de prima învierii, de care au parte credincioșii. Că Scriptura nu spune așa, nu spune că a intrat 1800 de ani acolo, a trecut în partea a doua și încă face nu știu ce valori, el s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al mării în ceruri, conform Sfintei Scripturi, lucrarea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos este, cum spunem noi, pe bune încheiată. Da, la propriu. Deci el nu spune s-a isprăvit, da, am câteva note de subsol foarte mari. De fapt nu s-a isprăvit nimic, încă să continuă. Nu. Lucrarea mântuirii s-a isprăvit la propriu. Da? Asta este despre scaunul unde s-a așezat Domnul Isus Hristos. Ne mai spune ceva despre sanctuarul în care este Domnul Isus Hristos. Spune că s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în cerii ca slujitor al locului prea sfânt. Și -ți creează, acum îți creează o confuzie. Domnul, e la dreapta scaunului de domnie, sau e slujitor în locul sunt Că le spune în aceeași, în aceeași frază. S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceri ca slujitor al locului sunt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de domnul. Asta e întrebarea. Păi răspunsul este simplu. Răspunsul este acesta. Unu, că Domnul Iisus Hristos n-a fost întâi în locul sfânt, după aceea în locul preasfânt, dar textul ne spune foarte clar, da? Că este slujitor al locului preasfânt și vorbește la timpul trecut. S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt. Deci n-a fost întâi în locul sfânt și locul preasfânt. Orice ar însemna cortul ăla. Nu există fazele astea, da? Aceasta este deschis, trebuie să spunem lucrul acesta, o erezie. Este o erezie și adventismul există pe baza acestei erezii. Există pe baza acestei erezii. Și veți vedea, dacă te duci să... Dacă vrei să te convertești la adventism, nu o să-ți predice întâi despre somnul sufletului și despre sanctuar. Întâi îți bagă alte lucruri în cap și după aceea o să trebuiască să le înghiți și pe astea. Că doar nu o să vii la baptiști reformați ca să ții sabat, că nu o să găsești sâmbătă pe nimeni aici, poate pe frații care fac curățenie. Da? Despre sanctuarul Domnului Isus spune că este slujitor al locului preasfânt. Ceea ce înțelegem un lucru foarte simplu. Dacă spune că Iisus este la dreapta măririi și slujitor al locului preasfânt, înseamnă că locul preasfânt unde este? La dreapta măririi, în, loc, în, în, în ceruri, da? Locul sunt se referă la prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a vrut ca noi să ne gândim că este și acolo un cort undeva în cer fizic și că noi trebuie să intrăm în cort, dintr -o, a, este o curtă, din curte intrăm în prima parte, din a doua parte intrăm în a treia parte. Nu, locul prea este simbolul, este felul în care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre prezența lui Dumnezeu. Asta era locul prea sfânt locul manifestării prezenței lui Dumnezeu. Asta e locul preasfânt, da? Și locul preasfânt este locul prezenței lui Dumnezeu. Este locul în care este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Ăla e și locul preasfânt. Cu alte cuvinte, când Hristos s-a dus spre Scriptura la un moment dat cu sânge, în locul preasfânt, s-a dus cu sânge unde? Cui vrea să-i arate Dumnezeu sângele? Cui? Diavolului? Cui se arate sângele? Cine, avea ne... Cine trebuia să confirme lucrarea mântuitoare? Eu? Cine? Dumnezeu trebuia să confirme. Asta înseamnă că Dumnezeu, dacă sângele se aducea în locul prea sfânt și dacă pentru Dumnezeu trebuia să confirme, Dumnezeu era în locul prea sfânt. Deci nu există niciun fel de fază, nimic, da? Există un scaun, există un sanctuar și acestea sunt același lucru. Locul prea sfânt, adevăratul cort este locul prezenței lui Dumnezeu, da? Care a fost ridicat, zice, nu de Dumnezeu, ci. Nu de, mă scuzați, nu a fost ridicat de un om, da? Cum a fost cel de pe pământ, ci a fost ridicat de Dumnezeu. Și vreau să vă dau ca confirmare, de exemplu, vreo două, trei versete din Apocalipsa. Spune așa. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujez zi și noapte în Templul lui. Vedeți, scaunul de domnie a lui Dumnezeu este în Templul lui Dumnezeu. El la un moment dat în Apocalipsa spune că Dumnezeu este templu, Pentru că este un simbol, este un fel de a vorbi despre prezența lui Dumnezeu. Nu că acolo este, sunt niște pietre și o construit cineva un Templu, da? Uh... Cel ce șade pe scaunul de domnie și va întinde peste ei cortul lui. Nu sunt templu sau un cort? Păi cortul și templul era același lucru. Cortul și templul era locul prezenței lui Dumnezeu. Cortul a avut aceeași funcție pe care mai târziu a avut-o templu. Da? Dacă ei erau un templu și Dumnezeu era în templu pe scaunul de domnie, cum își întinde Dumnezeu cortul peste ei? Face un cort în templu? Este un fel de a vorbi. Cortul a fost simbolul prezenței lui Dumnezeu, templul este simbolul prezenței lui Dumnezeu, locul prea sunt este simbolul prezenței lui Dumnezeu și vorbește în mai multe moduri pentru a te lămuri că oamenii aceștia au intrat în prezența lui Dumnezeu. Da? Apocalipsa 7 cu 15 a fost asta. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele și auziți, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Adică în prezența lui Dumnezeu. Despre asta este vorba, da? Apocalipsa 13 cu 6 un alt text. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iartă cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, asta e prezența lui Dumnezeu, și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Dar ai auzit ce spune? Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Apocalipsa 21 cu 3. Așadar, locul prea sunt cortul, templu, sunt toate moduri de a vorbi despre prezența manifestată a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce Dumnezeu a vrut să facă când le-a făcut cortul ăsta la evrei, a vrut să le vorbească despre prezența lui Dumnezeu, despre comuniunea cu Dumnezeu, despre felul în care putem să ajungem în prezența lui Dumnezeu. Da, Am văzut scaunul unde este Hristos, sanctuarul în care este Hristos, dar în prezența lui Dumnezeu unde s-a dus el. Și acum Scriptura ne vorbește pe larg despre slujirea Domnului Isus Hristos sau slujba Domnului Isus Hristos. Principiul este stabilit în versetul 3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jerfe, da? Asta a fost o prefigurare a lucrării Domnului Isus. Preotul aducea daruri și jerfe ca o prefigurare a faptului că Isus urma să aducă o jerfă odată pentru totdeauna. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot, adică Domnul Isus Hristos, să aibă ceva de adus, da? Se prefigurează slujba Domnului Isus prin slujba marilor preoți, și apoi se arată poziția slujbei Domnului Isus sau natura slujbei Domnului Isus. Versetul 4: Dacă ar fi pe pământ, nici nu ar mai fi preot Domnul Isus. Acum gândiți-vă puțin, Domnul Isus a făcut slujba de preot pe pământ într-un fel. Cel puțin partea aceasta de-a se aduce sacrificiu, nu? Dar n-a fost o slujbă și un sacrificiu și o lucrare pământească cum făceau mari preoți. Când ăla aducea un taur acolo sau un animal la propriu. Acolo nu se făcea o iertare a păcatelor prin sângele animalului respectiv. Corect? Deci nu se făcea. Era o acoperire a păcatului simbolică. Da? Animalul, mai târziu ne spune, sângele taurilor și nu, dă iertare nimănui. Ele era doar o prefigurare, da? O prefigurare a ceea ce a ajuns să facă Domnul Iisus Hristos. Dacă ar fi pe pământ, nici nu ar mai fi preot. Fiindcă sunt cei ce aduc darul după lege, erau deja preot să facă lucrarea aceea. Asta înseamnă că Iisus a fost un alt fel de mare preot, a avut o altă slujire, un alt sacrificiu, da? Deci el n-a avut o lucrare de genul uh, acela. Uitați ce ne spune în versetul 5. Ei fac o slujbă, mari preoți, care este chipul și umbra lucrurilor cerești. După poruncile primite de, la, de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul, ea se mai a zis să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Și aici învățăm de ce Dumnezeu nu le-a dat voie să-și folosească creativitatea, inventivitatea, simțul estetic, imaginația și așa mai departe. De ce? Pentru că cortul întâlnirii și tot ce era acolo era o reprezentare a lucrării mântuitoare. Și dacă făceai voi improvizație, vreo schimbare, modificai înțelegerea lucrării mântuirii. Dacă luai, de exemplu, numai perdea, modifici fundamental înțelegerea despre sfințenia Dumnezeu, despre felul în care ne apropiem de Dumnezeu. Dacă nu aducea, de exemplu, jerfă, iar modificai înțelesul lucrării mântuirii. De aceea Dumnezeu a stabilit prin principiul regulativ, iau zis. Ia seama, fii atent să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. I s-a arătat lui Moise un mod în care să construiască cortul. De ce? Pentru că a urma să arate mântuirea. Lucrarea mântuirii. Cei care spun că evrei erau niște, niște ignoranți care aduceau și ei jerfe acolo, dar habar n-aveau despre lucrarea mântuirii, nu știu despre ce vorbesc. Pentru că aia a fost o prefigurare a lucrării mântuirii a Domnului nostru Isus Hristos. Dar ni se spune totuși, da, dacă lucrarea uh, marilor preoți a fost o prefigurare, da? dacă a fost o prefigurare, înseamnă că slujba Domnului Isus Hristos a fost mult mai înaltă. Zice, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, da? Superioară. Cu cât legământul a cărui mivlocitor este el, e mai bun că este așezat pe făgăduințe mai bune. Și acum vom petrece puțin timp să vorbim mai clar, mai deslușit despre legământul cel nou. Despre legământul cel nou. El spune în felul următor, auziți logica pe care o face. Hristos are o slujbă cu atât mai înaltă. De ce e mai înaltă slujba lui Hristos? Pentru că legământul al cărui mijlocitor, el este mai bun. Căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Și începe să vorbească până la final, printr-un citat din Ieremia, despre noul legământ. Slujba lui Hristos este mai bună pentru că postamentul ei, da? Temelia acestei slujbe este nou legământ. Un alt legământ mai bun. De ce legământul cel nou e mai bun? Acum vom discuta mai clar, sunt niște lucruri poate întortocheate cu slujbele și așa mai departe. De ce nou legământ e mai bun? Dacă nou legământ e mai bun, înseamnă că slujba din nou legământ e mai bun. Și el spune de ce e mai bună slujba lui Hristos. Că legământul e mai bun? Și legământul e mai bun pentru că e așezat pe făgăduințe mai bune. Care sunt promisiunile alea mai bune din nou legământ? De ce promisiunile din nou legământ sunt mai bune decât promisiunile din, din vechiul legământ? Citiți puțin instaurarea vechiului legământ. Dumnezeu le-a făcut niște promisiuni fantastice fantastice. Totul ne spune că noul nou legământ e mai bun decât vechiul. De asta slujba lui Hristos e mai bună. De asta slujba lui Hristos e mai bună. Hai să privim puțin la această realitate a noului legământ, care ajunge să fie prezentat într-un mod foarte luminos și clar, limpede, de Domnul Isus Hristos. Versetul 7, da? Deci intrăm în discuția despre legământ. Slujba lui Hristos are logică pentru că este în interiorul unui legământ. Iisus nu a venit să facă o slujbă așa de sine însuși, ci a făcut slujba în interiorul legământului. Este cadrul legal. Dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Ăsta este prilejul în instaurării noului legământ. Pentru că vechiul legământ avea un cusur. Care e cusurul? Crezi că era un cusur în promisiunile lui Dumnezeu? Credeți că era un cusur în puterea lui Dumnezeu de a-mi primi promisiunile? Crezi că era... În ce era cusurul ăsta? Nu erau promisiunile suficient de grozave? care e cusurul legământului? Ăsta e prilejul locuirii. Și au zis? De unde știm că avea cusuri? Că și ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel. Dumnezeu face o mustrare cu privire la legământul respectiv. Și mustrarea lui Dumnezeu, care vizează legământul, Arată că avea un cusur legământul ăsta. Da? Mi se arată prilejul înlocuirii legământului, cel vechi, și mi se arată apoi promisiunea înlocuirii. Iată, vin zile, zice domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Ei sunt anunțați din timp că vechiul legământ se va desfința, va fi înlocuit, se va încheia, se va încheia. Vreau să petrec puțin timp aici, pentru că aici sunt create niște confuzii, niște teorii foarte ciudate din expresia asta, care spune aici așa, din propoziția asta. Voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Și-a vrea să spun suficient de clar următorul lucru. În Biblie nicăieri noul legământ nu este făcut cu neamurile. Peste tot unde citiți despre noul legământ, Dumnezeu vă zice, voi face, și specifică, voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un nou legământ. Totuși noi știm, sau predicăm și spunem că noi suntem beneficiarii noului legământ, nu? Ce căutăm pe acolo? Acum sunt uh, sunt uh, mai multe explicații. Cred că explicația cea mai simplă este următoarea. Ucenicii Domnului Isus Hristos, care au stat la masă cu Domnul Isus Hristos în noaptea vânzării Domnului nostru Isus Hristos, când Domnul Isus Hristos la masa pascală a instaurat nou legământ, ucenicii aceștia ce etnie aveau? Ce erau ăștia? Evrei erau. Așadar, Domnul Iisus Hristos a instaurat nou legământ cu cine? Cu evrei, ca o confirmare că Domnul a spus că va face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda. Îs, 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 îs 12 care prezentați, da? A semințiilor lui Israel. Totuși, Domnul Iisus Hristos nu-i mai tratează acum pe ucenici ca evrei. În primul rând, etnic ci tratează din punct de vedere spiritual acești 12 ucenici. Sunt evrei etnic, dar sunt acum creștini pentru că ei l-au urmat și au crezut în Domnul Isus Hristos. Și ceea ce este în comun, ceea ce este în comun între noi și ucenicii Domnului Isus care erau evrei cei. Nu faptul că suntem evrei etnic, ci că și ei și noi am crezut în persoana Domnului Iisus Hristos. Suntem creștini. Asta este comun între noi și ei. Și lucrul acesta Pavel îl lămurește în multe din epistolele sale, dar mai cu seamă în Efeseni capitolul 2, unde spune așa. Căci El este pacea noastră. Care din doi, care doi, neamuri și evrei, a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei legea poruncilor cu ei ca să facă pe cei doi, neamurile și evrei, să fie în el însuși un singur om nou făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor care erați departe neamurilor și pace celor care erau aproape, evreilor. Căci prin el, prin Domnul Isus și unii, și neamurile, și alții, și evrei, avem intrare la Tatăl într-un duh. Deci, în, în noului legământ s-a făcut într-adevăr cu evrei. Domnul Isus a venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Dar evreii aceștia, în noaptea aceea, n-au mai fost priviți doar etnic. Ci au fost priviți ca oameni care l-au urmat, care l-au iubit, care au crezut în Domnul Iisus Hristos și care urmau să pună temelia nu unei noi națiunea lui Israel, ci să pună temelia adunării. Pavel spune, eu am pus temelia. Temelia a fost pusă deja, da? Și acum, este adevărat faptul că în Sfânta Scriptură ne este explicat foarte clar că Dumnezeu mai are ceva de lucru cu poporul Israel etnic vorbind. Și că Dumnezeu va lucra cu poporul Israel etnic tot în virtutea noului legământ, tot pe baza unui cadru legal, da, al legământului. Dar ceea ce ne unește pe noi pe noi spiritual și poporul Israel etnic cu care Dumnezeu va avea de lucru în viitor, este un lucru, recunoașterea Domnului Isus Hristos, credința în Domnul Isus Hristos, da? Asta este natura noului legământ. Bun lămurește versetul 9 că este o, un legământ nou când spune din nou nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților în ziua când ne-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Deci un legământ diferit. Și au zis care e cusurul legământului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Asta e cusurul legământului. Cusurul legământului este următorul. Nu că promisiunile nu erau valide, că Dumnezeu nu le putea împlini, că nu erau extraordinare și grozave. Cusurul legământului este că Dumnezeu și-a condiționat promisiunile de ascultarea poporului de lege. Ascultați de lege, împliniți promisiunile. Nu ascultați de lege, nu împliniți promisiunile. N-au ascultat de lege, n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei. De ce? Păi zici, dar de ce nu le a păsat Dumnezeu de ei? Pentru că asta a fost natura legământului, asta a fost Constituția. Asta a, fost, asta a fost legământul cel vechi, da? Asta a fost. Și ni se spune foarte clar, pe lângă uh, uh, prezentarea națiunii legământului, casa lui Israel, uh, casa lui Iuda, ni se spune foarte clar, nu doar că legământul acesta este nou în versetul 9, ci ni se arată care e natura legământului. Care e natura legământului. Haideți să facem câteva observații despre legământul cel nou. Și bineînțeles în comparație cu vechiul legământ, că noi în seara asta să celebrăm legământul cel nou. Ia uite ce spune scriptura. Iată legământul pe care îl voi versetul 10. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Facem câteva observații. În primul rând că Dumnezeu este autorul legământului, da? Dumnezeu este autorul legământului. Foarte interesant. Toate uh, verbele de aici sunt puse la antia singular. Ia ascultați. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei voi fi poporul meu. Nu vor mai învăța pe fiecare vecinul său zicând cunoaște Domnul că toți mă vor cunoaște la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta în nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Dumnezeu se prezintă pe sine ca autor al legământului, nu doar în sensul care spun el îl inițiază, ci el împlinește legământul acela. El se asigură că este împlinit legământul. Deci, printre caracteristicile noului legământ, o observăm pe prima, că Dumnezeu este autorul și cel care împlinește legământul. În al doilea rând că legământul acesta are eficiență absolută. Aceasta este diferența majoră dintre primul legământ și al doilea legământ. Că Dumnezeu nu lasă condițiile legământului ca să fie împlinite de om. Ci El împlinește condițiile legământului, da? Și a doua diferență este că legământul acest... Și legământul vechi a avut o anumită eficiență. Da? Care au, unii au împlinit condițiile legământului și au fost binecuvântați. Le-au primit prin puterea lui Dumnezeu și au fost binecuvântați. Dar cei mai mulți dintre ei au fost neascultători și au primit datorită necredințelor. Și poporul Israel a sfârșit ca națiune în exil. Da? Dar, deci prima diferență este că Dumnezeu este autorul legământului și împlinește condițiile legământului. A doua diferență este că legământul acesta are eficiență absolută. Dacă legământul cel nou ar depinde de mine, frate și soră, și ar depinde de tine. Te întreb cu ce e diferit nou legământ de vechiul legământ. De că e lipsit de binecuvântările uh, materiale. Și mai inferior. Îl avea și binecuvântări spirituale și binecuvântări materiale. Ăsta nu are binecuvântări materiale, îi tot condiționat de puterea mea, de stăruința mea, de uh, eforturile mele, de voința mea și așa mai departe. Legământul acesta este la fel de plin de cusur și ineficient ca cel vechi. Scriptura, uitați-vă în textul acesta, arată o eficiență 100%. Voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inimile lor, voi fi Dumnezeul lor, vor fi poporul meu și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, că toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. În comunitatea noului legământ, candidații din noul legământ, beneficiarii noului legământ, sunt mântuiți 100%. Legământul are în viața lor eficientă 100% datorită lui Dumnezeu, nu datorită omului. Asta celebrăm. Asta este diferența dintre vechiul legământ și nou legământ. Este cu neputință să spui, sunt și eu în comunitatea noului legământ, dar nu sunt mântuit. Dar m-am botezat și sunt și eu parte din biserică. Poate ești parte din biserica locală, nu ești din legământ, prietene. N-ai nicio treabă cu legământul. Legământul are eficiență 100% în beneficiarul lui. Deci, 1. Dumnezeu este autorul legământului. 2. Legământul are eficiență absolută. 3. Legământul acesta este atemporal. Legământul acesta nu mai falimentează. Legământul acesta nu mai falimentează. Legământul acesta este veșnic. Da? Este veșnic. Dumnezeu, nu, uh, nu, a mai făcut un legământ care să îmbătrânească, cum spune în versetul 13, care să se învechească și care să fie înlocuit. Este un legământ care a început cu moartea Domnului Isus Hristos și care va fi, se va împlini uh, total în împărăția lui Dumnezeu. Când vă sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, cu toți sfinții lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și cu Domnul nostru Isus Hristos. Legământul acesta nu are finalitate. 4. Legământul acesta este lăuntric. Lăuntru, este lăuntric. I-au zis ce spune scriptura aici. Aici este iarăși o mare diferență între vechiul legământ și Noul legământ. Spune scriptura așa. Voi pune legile mele? Unde? În mintea lor le voi scrie? În inimile lor. Vă întreb, dacă am despica acum, în seara aceasta, Noul Testament de Vechiul Testament, Și -a spune? Ăsta e vechiul legământ, ăsta e nou legământ. Țineți Vechiul Testament, sunteți mântuiți? Țineți Noul Testament, sunteți mântuiți? care e diferența dintre vechiul și nou legământ, dacă așa ar sta lucrurile? N-ar mai fi nicio diferență reală. Nu ar mai fi nicio diferență reală. Adventiștii care spun astăzi că... Adventiștii care spun astăzi că... Dacă voi spuneți că legea vechiului testament a fost împlinită în Hristos și a fost anulată și că nu e necesar să ne punem decalogul peste tot în casă ca să știm cum să trăim după voia lui Dumnezeu. Asta e un mod prin care voi vreți să duceți lumea să trăiască în păcat. Asta e lucrarea anticristului. Nu? Vă întreb pe dumneavoastră, evrei care au avut legea în fața lor, știau evrei legea? Evrei și învățau copiii legea lui Dumnezeu de când erau mici. Nu știau să bolmunjească bine silabe evreiești, că știau deja legea lui Dumnezeu. Au respectat ei vechiul legământ și legea lui Dumnezeu? N-au respectat-o. Nu au respectat-o. Așadar, nu a ține legile lui Dumnezeu întinse pe toți pereții și a le învăța cu mintea, te face pe tine credincios, te face pe tine mântuit, te face pe tine acceptat înaintea lui Dumnezeu. Că ei le-au avut. Și nu au respectat. Și nu le-au respectat. Nu asta te face. Ce te, ce te face să respecti legământul? Faptul că Dumnezeu le scrie în interiorul nostru. Asta e diferența dintre vechiul legământ și noul legământ. Dumnezeu nu le mai scrie pe table de piatră acum. Ci le scrie pe niște table de carne pe inimile noastre, le scrie în lăuntru nostru, da? Le scrie în înăuntru nostru. Legea aceea scrie pe, scrise pe tablă de piatră nu dădea putere nimănui și nu le-a ajutat la nimic fără lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt. În al cincilea rând, legământul acesta este necondiționat. Citiți. Aici e documentul. Ascultați-mă, este documentul la care trebuie să vă întoarceți. Deci asta spulberă orice erezie, orice legalism, orice sectă care se bazează pe legalism. Faci, primești. Nu faci, nu primești. Citește Constituția Noului Legământ, care este scris în Evrei, capitolul 8, și care arată foarte clar că Dumnezeu nu condiționează nimic. Sunt foarte ciudat. Nu condiționează nimic Dumnezeu. Voi face și spune ce se va întâmpla. Toți vor cunoaște. Hai, Dumnezeu, nu se poate să nu fie niciunul din uh, uh, nou legământ care să rămână pe de afară. Nu spune asta. Noul legământ nu este condiționat. Singurele condiții care sunt puse aici, știți care sunt? Dumnezeu se condiționează pe Sinia, auzi ce spune. Eu voi pune legile. Eu voi pune legile. Eu le voi scrie. Și le voi scrie într-o asemenea măsură că nimeni nu va mai învăța pe altul și se spune, cunoaște pe Domnul. Eu le voi ierta nelegirile. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Singure condiții ale noului legământ sunt puse de Dumnezeu pentru sine însuși. Da? Sunt între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Iar aceste condiții sunt îndeplinite în proporție de 100% de Dumnezeu. Noul legământ nu condiționează. În a șaselea rând, legământul acesta este spiritual. Legământul acesta este spiritual. Uitați-vă la toate binecuvântările care sunt menționate aici și niciuna dintre ele nu este de natură materială. Niciuna. Unii zic în felul următor. Avram, logică. Avram este tatăl tuturor credincioșilor. Eu sunt credincios. Avram a fost binecuvântat cu binecuvântări spirituale și binecuvântări materiale. Asta înseamnă că dacă eu sunt fiul lui Avram, trebuie să am binecuvântări spirituale și binecuvântări materiale. Ce spune? Ta, unii va călca talpa piciorul vostru, e pământul vostru. Dom'le, dacă ești atât de cretin și crezi chestia asta, du-te pe zaloș și fă treaba asta. Și sunt oameni care au făcut asta, s-au dus și au înconjurat Oradea și au înconjurat șapte zile sau nu știu de câte ori, că au luat în stăpânire Oradea și nu știu ce. Nu i-a pus nimeni nici în fruntea țării, nici în fruntea Oradei, nici în fruntea Radului, pe nicăieri, nu i-a pus nimeni. Nu a luat în stăpânire absolut nimica. Sunt niște prostii. Pentru că oamenii nu fac diferența între natura vechiului legământ, promisiunile vechiului legământ, materiale care au fost date Israelului etnic și promisiunile noului legământ, care în Constituția noului legământ toate sunt de natură spirituală. Toate. Apostolul Pavel măcar odată ar fi spus când Avram e tatăl tuturor credincioșilor, așa că știți de ce bogați puteți să fiți. Mă fiți blej, mă, că puteți să fiți bogați, mai trăiți în sărăcie, că asta un blestem a diavolului. Pavel nu spune așa. El când izbucnește în laudă înaintea lui Dumnezeu, binecuntat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Vezi frate ce spune? Cu tot felul de binecuvântări. Duhovnicești? În locurile cerești? În Hristos Isus foarte mare diferență. Și ce folos că au avut bine materiale și s-au sinucit spiritual? Au murit în necredință. Cea mai mare parte din Israel a trăit în apostazie, de la un bun început. Asta a fost istoria poporului Israel, prin care Dumnezeu a demonstrat că vechiul legământ, bazat pe puterea umană, pe energia umană, pe voința umană, nu poate supraviețui. El trebuie înlocuit. Și acesta este nouul legământ care are în exclusiv în exclusivitate uh, promise binecuvântări spirituale. Și a șapte observație, legământul acesta este personal. Legământul acesta este personal. Se exclude foarte clar nevoia de vreun mijlocitor uman aici. Nevoia de vreun mijlocitor uman, da? Vorbește despre cunoașterea aceasta. Nimeni nu va mai spune altuia cunoaște pe Domnul, da? Să-l îndemne, să-l înmustre, să cunoască pe Domnul pentru că toți vor cunoaște pe Domnul de la cel mai mic până la cel mai mare. Asta nu înseamnă că Dumnezeu scoate din calcul în textul acesta necesitatea predicării, necesitatea slujitorilor, necesitatea darurilor spirituale, necesitatea studiului Sfintei Scripturi. Că uite ce spune. Nimeni nu va mai spune fratelui său zicând cunoaște pe Domnul. Acestea sunt metode pe care Dumnezeu le folosește, dacă cineva să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu. Dar nu eu. Și eu nu pot să-mi vlocesc în niciun fel. Și esența lucrurilor de aici este vorba, așa cum le vom analiza puțin pe scurt, este vorba despre binecuvântări care privesc mântuirea noastră, care nu pot fi mivlocite de nimeni. Eu pot să predic Cuvântul lui Dumnezeu, să le prezint prin Evanghelie și Duhul Sfânt își va face lucrarea în toți beneficiarii noului legământ. Pe scurt ne uităm la binecuvântările acestea. Ce binecuvântări sunt date în noul legământ? Să vedem ce ne-a câștigat Hristos. În versetul 10, se vorbește despre această înnoire, care cred că este lucrarea regenerării. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. Voi pune legile mele în mintea lor, deci nu este un fel de regenerare din asta mistică. Puf! Uh, Sunt regenerat. Nu mă interesează de Cuvântul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Nu, da, am nicio treabă, da? M-am trezit regenerat, da? Sunt regenerat. Nu. Deci nu este o regenerare mistică, este ceva care prind, cuprinde toată personalitatea noastră. Și mintea noastră, și inimile noastre. Înțelegem voia lui Dumnezeu, suntem iluminați spiritual și iubim voia lui Dumnezeu. Da? Înțelegem voia lui Dumnezeu și iubim voia lui Dumnezeu. Înțelegem voia lui Dumnezeu și aia este scrisă și în inimile noastre. Nu eu, eu, eu trăiesc după legea lui Dumnezeu, dar mi e ea. Dar o trăiesc ca să nu mă duc în iad. Aia nu este regenerare, prietene. Aia nu este naștere din nou. Asta este diferența dintre tine și un evreu. Că evreu respecta legea ca să nu-l omoare, că nu ține sabatul, că nu face alte lucruri, dar el nu iubea legea lui Dumnezeu. Diferența dintre tine și el este că Dumnezeu face o lucrare de regenerare în lăuntru nostru. Problema omului din totdeauna n-a fost că omul nu știe legea lui Dumnezeu. Vă repet și aduc din nou discuția despre uh, ereziile adventiste și ale altora. Că și prin adunările baptiste și pentru că mai predică prostioare din asta. Domnule, că dacă nu avem legea lui Moise, nu mai știm cum să trăim. Cum a știu să trăiască Adam cu Eva până să cad în păcat? Cum a știut oamenii să trăiască care nu au avut legea lui Moise? Triburi care au trăit în timpul acela. Alte popoare care nu au avut nicio tangență cu legea lui Moise. Pe Biblia ne spune cum. Ca o lege scrie să în, în cugetul lor. Și gândurile lor să dezvinovățești și să învinovățesc între ele. Din ce cauză? Ca o lege, am un standard. Nici eu nu să spun. Eu habar am avut că nu trebuie să dau un cap la altul. Eu nu știu că nu trebuie să-mi avortez copiii. Eu nu știu că nu trebuie să fiu oț, eu nu știu că nu trebuie să mă duc la nevesele altora, că așa e în tradiția în poporul nostru. Nu! Este o lege a conștiinței. Problema, problema care ni se arată în ce privește legea, este nu că oamenii n-au cunoștința cuvântului lui Dumnezeu sau că oamenii n-au cunoștința legii lui Dumnezeu sau a voii lui Dumnezeu, ci oamenii n-au putere să împlinească această lege. Problema nu este că legea lui Dumnezeu nu e clară, că stă așa unul în ăsta timp să uită, o, eu cred în Dumnezeu, nu știu ce vrea. Nu asta este problema. Problema nu este, cineva spunea, problema nu este că legile Dumnezeu nu sunt clare, ci că sunt prea clare. Că sunt prea clare. Și nu are putere și nici voință și nici dorință să facă legile acelea lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a lăsat lipsit niciun om de pe planeta Pământ fără cunoaștere. Dar nu asta este problema. O cunoaștere mentală sau a conștiinței. Ci problema este că această lege a lui Dumnezeu n-a fost înscrisă în sufletul nostru așa încât noi să o înțelege și să o iubim. Problema nu este lipsa revelației, ci este lipsa puterii și a dragostei pentru această lucrare a lui Dumnezeu. Observați că această regenerare este o lucrare suverană a lui Dumnezeu. Este o lucrare suverană. El pune legile în mintea lor. El le scrie în inimile lor. Este o lucrare suverană a lui Dumnezeu. Este o lucrare supranaturală. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta. Știu că nu domne, Dom'le, dacă e suverană și eu nu pot să fac lucrul acesta. atunci pentru ce mai facem nu știu ce? fă că așa ți-o spus Dumnezeu. Taci și fă! Asta e o lucrare suverană a lui Dumnezeu. E o lucrare supranaturală. nu pot să fac lucrul ăsta. Eu nu pot să conving pe nimeni să iubească legea lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Orice om natural care se naște pe planeta asta și aude legea lui Dumnezeu o va ură din temelie. Orice om aude legea lui Hristos o va ură și mai mult. Că e și mai clară. Nu doar să nu omor, nici să nu te mâni. Eu mă supăr. Că eu vreau să mă mâni. Dar religios vreau să mă mâni. Ba pe unul, ba pe alta, că nu-l iubesc pe Dumnezeu. Vreau să mă mâni. Îmi place să mă mâni, îmi place să explodez. La un moment dat, nu știu dacă ați văzut persoane care în timp ce să mâni, încep să să, să, să încântați de propria lor mânie și vi se pare că sunt mai gros. Ha, ce mânios! Păi să vezi ce fac eu acum. Mânia este o plăcere la un moment dat. E un fel de sadomasochism spiritual, de sinucidere spirituală, de auto spirituală și omului place lucrul ăsta. Oamenilor le place să se uite după alte femei. Le place să nu-și iubească doar nevasta. Le place să vadă alte trupuri. Le place să poftească. Ah, eu n-am prea curvit cu niciuna, dar îmi place să mă uit la altele. Și ce pornografie astăzi? dau doar un exemplu. Ce este? Decât această plăcere a omului pentru păcat. Nimeni nu iubește legea lui Hristos când ne-o prezinți. Nimeni. Să o explicație pe care o dă Hristos legea. Nimeni. Nimeni. Este nevoie de o lucrare supranaturală, suverană, spirituală. Nu să spun legea în față. Ți-am pus-o în față, o oră și îmi dai cu ea peste cap, că nu-ți place. Eu nu cred în din asta. Fiecare cu legea lui, fiecare cu doctrinele lui, fiecare cu teoriile și religiile lui. O, oh, adică sunt atâtea religii în lume, fiecare spune ce vrea el. Este nevoie de o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu, de o intervenție supranaturală, spirituală, suverană a lui Dumnezeu, da? Acum, studiu, exegeza, cursurile teologice, predicile, explicațiile, nu au nimic de a face în lucrarea aceasta. Noi nu putem să facem o operație nici pe sufletul copiilor noștri. Ce mai clare dovadă de copiii noștri. Cresc în adunare, cresc în biserică, invesc cuvântul lui Dumnezeu, îți dai poate toată silința, cu toate greșelile pe care le facem ca părinți. Și ajung, trec ani și spun, bă, asta, dar nu, percutează. Tu nu poți naște din nou. Scoateți. Și părinții când văd asta, dar tu când te botezi? nu e născut din nou. Asta e problema, nu când se botează. Ce vezi, trimiți botezați în iad. care e folosul? care e folosul? Nu? Și copiii noștri de foarte multe ori sunt o dovadă a suveranității totale a lui Dumnezeu în actul mântuirii. Suveranitate totală. Totală. Studiile, exegeza, cursurile teologice, predicile au importanța lor doar dacă, doar dacă există pe fundalul nașterii din nou. Sau sunt folosite de Dumnezeu ca omul să audă Evanghelia și Duhul Sfânt să opereze supranatural suveran cu informația aceea asupra sufletului om. Altfel suntem niște papagali care vorbim degeaba. Și nu aducem decât condamnare sufletelor care aud. De aceea este nevoie de această intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Sunt alte pasaje din Sfânta Scriptură care arată lucrarea aceasta noului legământ în nașterea din nou. Ezechiel 11 cu 19. Le voi da o altă inimă. Voi pune un Duh nou în ei. Voi lua din trupul lor inima de patru și le voi da o inimă de carne, adică sensibilă la realitatea spirituală, la Dumnezeu. Le voi da o altă inimă și voi pune un, doc, un duh, un nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Ezechiel 3, 6 spune același lucru. Voi pune Duhul meu în voi, lucrarea Duhului Sfânt, și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Vă voi face, El împlinește condițiile. Ia ascultați ce spune. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri, voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Ieremia 32. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se steamă de mine pentru totdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Dumnezeu pune condițiile, Dumnezeu împlinește condițiile. El lucrează supranatural, face intervenții supranaturale asupra sufletelor noastre. Și această lucrare este împlinită, ne spune Ioan, că despre voi ungerea pe care o aveți și ați primit-o de la el rămâne în voi. Și nu aveți trebuință să vă învețe cineva în ce privește lucrarea aceasta esențială, mântuitoarea nașterii nouă, a mântuirii, ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat ea. Ne -a dă Dumnezeu lucrarea Duhului Sfânt. Și vedeți când se predică cuvântul lui Dumnezeu, dacă stai în tăcere, în liniște, în smerenie, în umilință înaintea lui Dumnezeu, poți să discerni lucrurile pe care le auzi. Ungerea lui te învață toate lucrurile. Asta este o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Asta nu se dobândește altfel decât în nașterea din nou. Asta este prima binecuvântare a noului legământ, nașterea din nou. Iisus a murit ca noi să fim născuți din nou. Și ca să ne bucurăm la masa Domnului, trebuie să ne punem întrebarea asta foarte serios. Am eu voia lui Dumnezeu scrisă pe inima mea? Când mă rog eu, Tatăl nostru, facă-se voia ta, vin împărăția ta, spun asta cu gura, numai cu capul, sau mintea mea vrea lucrul ăsta. Mi-ar plăcea să văd împlinindu-se voia lui Dumnezeu în viața mea și în viața celorlalți, și în viața adunării. Sau selectez din voia lui Dumnezeu, sau detest anumite lucruri din voia lui Dumnezeu. Testul este foarte important. Foarte important. Al doilea lucru care se întâmplă pe lângă regenerare este comunitatea pe care ne-o dă Dumnezeu. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Dumnezeu ne face comunitatea lui, poporul lui. Dumnezeu nu se gândește la noi doar ca indivizi. Eu vreau să am o relație am o relație personală cu Dumnezeu. Asta a fost o foarte mare plagă în Evanghelism. Foarte mulți oameni care spun, care e problema? Care e problema? Ăsta, biserica e cu tare, acolo e cu tare, mă mai duc eu cum pot. Nu o fi chiar așa important. Realitatea noului legământ se vede în exterior prin comunitățile pe care le formează. Când un om este adus în nou legământ, automat omul acela începe să iubească pe alții care sunt din nou legământ. Pe alții care sunt mântuiți ca el. Pe alții care se regenerați ca el. Începe să rezoneze spiritual cu el. Într-o lume moartă spiritual. Eu să iubesc pe fiii diavolului, pe fiii întunericului. Să iubesc pe ei și să mă simt inconfortabil totdeauna în comunitatea credincioșilor. Să prefer să fiu în altă parte. Să mă gândesc la situații sau la modul în care aș putea să scap de părtășia cu frații. Să arată o problemă foarte gravă, să știți. Foarte gravă. Realitatea noului legământ înseamnă și realitatea aceasta spirituală a comunității. Asta este a doua binecuvântare, da? Suntem regenerați, suntem înnoiți pe dinăuntru și suntem și încetățeniți în comunitatea noului legământ. A treia binecuvântare. Împărtășirea aceasta, comuniunea aceasta cu Dumnezeu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul. Că și toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Și Domnul Isus citează din proroci când spune, Același lucru, Ioan 6,45, în Proroce se scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Ia auzi. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl ce a primit învățătura lui, vine la mine. Ioan 17,3. Și viața veșnică este aceasta. Facem parte din această comunitate și avem un singur cel, Nu în primul rând să fim mai sfinți. Ascultați-mă bine. Nu să fim mai sfinți. Nu este e țelul nostru primar. Celul nostru primar este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Viața veșnică, eternitatea, viața din Dumnezeu este să-L cunoască, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iar sfințenia noastră este realitatea care decurge din faptul următor. Ca să am comuniune cu Dumnezeu Sfânt, eu trebuie să fiu Sfânt. Iar comuniunea cu Dumnezeu va produce sfințenie. Când stau, cum spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, când face diferență între vechiul legământ și nou legământ, spune, noi stăm toți cu față descoperită. Nu ca Moise care își punea o pe față. Și privim cu fața descoperită, slava Domnului și așa suntem schimbați în comuniune cu Domnul. Fără prezența lui Hristos în adunare nu nici există nicio transformare, nicio schimbare. Dorința ultima a noastră în adunare, prin tot ceea ce facem, este să-L cunoaștem pe Hristos. Să avem părtășe cu Hristos. Să-L experimentăm pe Hristos. Să le experimentăm la propriu, prezența lui Dumnezeu în adunare. De aceea ne folosim de metodele Harului poruncite de Dumnezeu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul. Și Cristos spune, și continuă și spune, toți mă vor cunoaște în nou legământ, toți. Și Cristos spune, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. În nou legământ nu mai trebuie să stea cineva de la spate păstorii sau prezbitere să tot te piscălească, să te rogi, să citești Scriptura, să-L cauți pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, personal, privat, în grupul de credincioși sau în adunare. Nu. Ascultați-mă. Nu este necesar lucrul ăsta. Fratele meu, ai vă spus, nu? Eu nu să să vă bat la cap în fiecare zi. Păstorul ideal în bisericile în care oamenii nu sunt născuți nu știți care este? Păstorul ideal este ăla care vine, el e bolnav, să timp, frate, păstor, m-am gândit, am avut problema asta și el tot să vină să-l piscălească, să-i mai fac o perfuzie, să-i mai facă o injecție, să se ducă la altul, să se ducă. să frate, că teorie și doctrine știm noi, nu predicare ne trebuie. Nu, ne trebuie un pastor, Ne trebuie un pastor, dar el păstorul și gândește la sistem medical, nu în care vine să-i dea hrană și el să mănânce, domnule, în care o dă. Nu, el e paralizat, semi-paralizat, nu se poate mișca, vrea, dus într o parte în alta, frate, vine cam rar la mine și tot așa. Asta și imaginează omul lucrarea pastorală. Știți de ce? El nu are o relație personală cu Hristos. Nu are. El vrea vaccinuri. Vrea pastiluțe, vrea drogul pe care să-l dea. Să facă altcineva, să-i nivlocească cineva ă, relația lui cu Domnul Isus Hristos. Nu se poate. Nu se Eu, nu aștept pe să mă bată la cap să mă rog. Eu nu aștept pe să mă bată la cap să citesc Sfânta Scriptură. Eu nu aștept pe să mă bată la cap să mă întâlnesc cu frații. E o problemă dacă trebuie să facă cineva asta. Să te e cineva continuu. Și vedea cu oamenii care nu sunt născuți din nou, își deranjează chiar și de îndemnurile astea. Eu nu zic că tot timpul este așa că nu există eșec și falimente și că nu există perioadă în care n-ai chef nici de scriptură, nici de rugăciune, nici de nimic. Da, uite, vinovatul aici. Da, vinovatul este aici. Și vinovat să sunt în nu asta spun eu. Dar spun că pe fundal, pe fundal, temelia vieții tale la un moment dat, dacă nimeni nu spune nimic, există o neliniște profundă pe care Duhul sunt o provoacă în inima ta. Tu nu ai citit cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu ai părtășie cu Dumnezeu. Tu refuzi părtășia cu frații. Ești bolnav, este o problemă. Te scutură Dumnezeu. Mâna lui apasă cu puterea asupra ta și nu rămâi acolo. Pe fundalul, în temelia sufletului tău, este această realitate, această dorință de comuniune cu Dumnezeu. Da? este o împărtășire care există cu Dumnezeu în nou legământ și în final, versetul 12, există această iertare sau îndreptățire pe care o avem în nou legământ. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. E un lucru fantastic. Există atâtea erezii legate de lucrarea îndreptățirii și iertării tuturor păcatelor. Că ți-o ierta păcatele numai până la botez că ți le iertat numai alea pe care le-ai făcut, dar n-ai știut că le-ai făcut sau n-ai vrut să le faci. Că ți-o iertat numai pe alea pe care ți le-ai mărturisit cu glas tare sau care le-ai mărturisit la altcineva. Că ți le iartă palea de moarte, palea de viață, nu știu care, cât ți... oamenii tot împar și generează tot felul de erezii. Știți de ce? Este că dacă îi spun lui ăsta că i-a iertat Dumnezeu toate păcatele, o să zic ăsta, mă, dar și păcatele de mâini sunt iertate. Tu că păcate le face mâine înseamnă că și alea sunt iertate. Numai dacă tu procesezi lucrarea așa și îți de ideea de a trăi în păcat pentru că îți sunt iertate păcatele, mă tem că nu ai realitatea noului legământ în viața ta. Da, eu știu că păcatele de mâine mi sunt iertate. Eu știu că toate păcatele, oricât e aș avea, toate căderile mele grave de azi înainte până la sfârșitul vieții, îmi sunt deja iertate. Dar asta nu modifică cu nimic faptul că în viața mea îmi doresc ființenia. Eu doresc ființenia. Eu nu sunt doar iertat, eu sunt schimbat, sunt transformat. da, Eu sunt regenerat. Eu am o, un gust, o dorință pentru lucrurile lui Dumnezeu. Această iertare este necondiționată. Nu pune nicio condiție Dumnezeu aici. Conștiința noastră cesează iertarea păcatelor prin pocăință și prin credința în Domnul Isus Hristos. Așa devii... Devi, uh, devi, uh, devi, uh conștientizezi iertarea pe care Hristos a primit-o la cruce și ea ți este aplicată ție, dar tu nu, tu, nu, tu nu adaugi nimic la iertarea păcatului când te pocăiești. Racrimile pocăinței noastre, suspinele sufletului nostru, dezamăgirile noastre, părerile noastre de rău, resentimentele noastre sau ce stări mai avea noi, sentimentele noastre nu modifică cu nimic iertarea de la cruce de la Golgota. Ea este necondiționată. Dumnezeu o aplică asupra sufletelor noastre. El ne sensibilizează, El ne dă pocăința și când sufletul nostru se pocăiește, vine iertarea păcatelor. Dar n-ai adăugat nimic la iertarea păcatelor. Este o lucrare necondiționată, este o lucrare nemeritată. Ce putea să meriți tu, ticălosul, păcătosul, plin de vinovăție înaintea lui Dumnezeu? Ce putea să meriți? Este o promisiune. Le voi ierta nelegiurile. Nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Și această iertare este nelimitată. Necondiționată, nemeritată și nelimitată. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Acestea sunt patru binecuvântări ale noului legământ. Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a spus, când a luat paharul, acest pahar, da? Este semnul, este modul în care el a exprimat în mod exterior atunci în fața ucenicilor în temeierea noului legământ. Și haideți să citim doar pe scurt cuvintele acestea ale Domnului Isus Hristos la când a când a făcut Cina Domnului. Ia ascultați ce spune Domnul Isus. A luat un pahar, a luat un pahar și a spus în felul următor: Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Iar Matei spune că face lucrul acesta pentru iertarea păcatelor. Da, asta este binecuvântarea esențială a noului legământ. Haideți în seara aceasta, în timp ce uh, medităm la lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, la slujba pe care El a făcut-o, la slujirea pe care El a făcut-o, să înțelegem că această slujire funcționează pe cadrul legal al unui legământ. Dumnezeu n-a zis... Mă, niște ticăloși, niște pierduți. Du-te repede și fă ceva pentru ei. Nu. Dumnezeu a creat un cadru legal, un legământ, a făcut un jurământ, a chemat un mare preot, el a spus, vin să fac voia ta Dumnezeului. I-a pregătit un trup, s-a dus și a luat trupul ăsta, a fost un templu, a fost o jerfire, a fost o preoție. Lucrurile s-au făcut într-un cadru legal, iar în cadrul acesta legal, datorită milei sale suverane și îndurării sale veșnice, am fost puși noi. Nu există niciun motiv care ține de tine pentru care Dumnezeu te-a pus acolo suntem beneficiari acestui nou legământ. Să celebrăm cum se cuvine, cu mulțumire, cu recunoștință, cu bucurie și cu hotărâri sfinte de a onora pe Dumnezeu care a făcut aceste lucruri pentru noi. Amin.